șantier am început anul acesta. Investiția a fost de aproximativ 2 milioane de euro. Dorim prin acest proiect să ne dezvoltăm afacerea, o afacere pe care o avem din familie de mai mult timp și să reușim să depozităm tot ceea ce recoltăm. Cultivăm cereale, grâu, rapsă, floarea soarelui, porumb mai puțin. Proiectul ar trebui să fie gata anul acesta. Sperăm că condițiile meteo vor ține cu noi și vom reuși.